început pe Popov, fost jucător, pe Dan Buzărnescu, jucător de FIFA, iată, începe campionatul la ei. Urmează acum să mergem la Izbiceni, în județul Olt, alături de noi, domnul Ion Popa, artist al poporului. Bună seara! Bună seara! Auziți? Bună seara, bună seara, vă aud și vă salut. Vedem acolo la loc de cinste și fularul, eșarfa Universității Craiova, ați cântat înaintea meciului dintre... Nu mai știați că este acolo? Ați cântat înaintea meciului dintre Universitatea și Mediaș, prima etapă din play-off, ați purtat noroc băieților, victorie pentru alb-albaștri, ați cântat alături de 15.000 de oameni, cu siguranță o să mai cântați, dar să se dea drumul pe stadioane, să se dea drumul în sălile de concert. Ce faceți? Acasă, așa cum ne stă bine la momentul ăsta, sau cum ar fi corect să facem toți, să stăm acasă. Acasă, la Izbiceni, încărcăm bateriile pentru următoarele evenimente. Sunteți fericit, aveți curte, aveți grădină, aveți posibilitatea să ieșiți, nu ca alții care stau în apartamente, care stau la bloc. Cred că ne putem găsi toți fericirea dacă vrem... În fiecare moment al existenței noastre. Important este că suntem sănătoși, că suntem și până la urmă stăm acasă. Ce este rău în chestia asta? Mai avem nevoie să stăm și acasă câteodată. Nu e nimic rău în asta. Cum v-ați simt? Ce faceți? Cum sunteți voi care sunteți? Noi suntem binișori. Încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul, să le aducem noutăți telespectatorilor, noutăți despre un sport care, la fel ca și cultura, se află într-o pauză forțată. Cred că cele două ramuri sunt cele mai afectate, nu? Cultura și sportul. Sunt multe afectate, doar că eu cred că artiștii și sportivii la momentul ăsta ar trebui ajutați, sau cel puțin un pic sprijiniți, chiar dacă nu financiar, măcar moral. Este foarte important ca noi care depindem de totdeauna de auditor, de prietenii care ne ascultă și se apreciază munca noastră, avem nevoie tot timpul să stăm de vorbă cu ei, să vedem, să găsim o soluție de a fi cât de cât aproape. Uite, în seara asta vă mulțumesc că v-ați gândit la treaba asta ca din Izbiceni să fiu alături de voi și de prietenii noștri. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația. Spuneți-ne, cum v-ați simțit la ultimul meci de pe Ion Oblemenco? Cum ați primit acea invitație? Știm că dumneavoastră sunteți nelipsit oarecum la toate evenimentele Universității Craiova și vorbim aici de banchete, de... Tony, de unde legătura cu Universitatea? Tony, cine s-a născut în Oltenia, toată viața lui poartă în sânge. Este născut cu Universitatea Craiova, pur și simplu. Deci nu mai există altfel de legătură. Este legătura de sânge dintre noi, oltenii, și Universitatea Craiova. Tocmai de asta mă bucur și voi salut cu tot dragul pe băieții care muncesc să țin așa un pic Oltenia asta noastră, exact unde este loc. De multe ori, foștii mari jucători ai Universității Craiova știu că au venit la Izbiceni. Da, au fost la Izbiceni pentru că aici avem un bun fiu al satului, domnul Florin Dima, Floricel Dima, care este la Craiova și a întemeiat familia, dar este din Izbiceni. Și acum s-a tras acasă, ca tot român. Adică el se încadrează în treaba asta cu stai acasă și datorită lui și datorită celor care au contribuit la fotbal, au fost prezenți întotdeauna cei de la Universitatea Craiova aici la Izbiceni. Și primiți așa cum se cuvine și exact așa cum este bine la o echipă ca la Universitatea Craiova să fie primită. E acasă și aici, pur și simplu. Când credeți că se vor relua activitățile astea? Nu vorbim neapărat de fotbal, dar ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Cât credeți că va mai dura toată nebunia asta cu pandemia, cu coronavirus, ne ține în casă, nu putem să ieșim nicăieri? Răzvan, te salut, că acum te văd. Salutare, Răzvan, să trăiești. În mod normal, ca orice boală, ține și ea câteva zile, dar vor trece și astea. Trebuie să fim optimiști și, până la urmă, dacă noi nu avem încredere în faptul că va trece, atunci cine să aibă. Va trece, vor fi momente delicate, probabil că trebuie să respectăm tot ceea ce este pus în practică de către autoritățile statului român și nu numai, și atunci vom trece cu bine. Dar e tare greu încă o dată pentru sportivi și pentru artiști. E ușor de spus, de a spune,
Pe noi, da, o să trecem, dar e tare greu, să știți. E bine acasă. Eu am avut onoarea să cânt cu Gil Dobrică o perioadă foarte îndelucată cu maestru Gil Dobrică, s-a numit Gil Dobrică, așa cum mi-a plăcut să-i zic, și piesa lui Hai acasă, acum cred că este cea mai potrivită chestie. Cu ce vă ocupați? Ce faceți acasă? Cum vă omorâți timpul în perioada asta? Nu îl omor deloc, mi-e drag de timpul meu, sunt norocos că am timp. Sunt acasă la Izbiceni, legumicultură, noi suntem aici prin natura comunei Izbiceni, o zonă foarte puternic dezvoltată pe legumicultură, cu roșii, cu castraveți, ardei, varză, chestii de-astea, de românești, ca să zic așa, oltenești și românești. Deci totu am acasă. Totu eco, nu? Pălăgenile spune. Totu eco, nu? Eco, Păi cine își permite Răzvan acum să dea bani pe îngrășăminte la prețurile care sunt cu transportatori și cu ce se întâmplă de afară? Și ce o să pierde acum încolo? Mai bine faci mai puține, dar sunt sănătoase. Puncte de desfaci? Ce va fi de acum încolo? Că știm foarte bine că va urma o perioadă destul de grea pentru economia României. E destul de delicat ce se va întâmpla de aici încolo, dar eu sunt convins că se vor găsi modalități și fiecare își va găsi locul. Nu cred că vom rămâne cu produsele nevândute, pentru că, până la urmă, este o marfă foarte plăcută pe masă. Cine nu avea o roșie bună, cu o brânză adevărată de la țară, cu exact cum trebuie. Noi suntem norocoși că suntem la țară. Cred că suntem norocoși și ceilalți care sunt la oraș, marea majoritate, sau cred că 90% au pe cineva la țară care să furnizeze ouăle alea zdravene de găină, un vin bun, un ananas, cum e la Izbiceni. Voi aveți zaibor pe o zonă, dar ananasul la noi, căpșunica, știi? Dar în perioada asta aveți unde să comercializați? Ce? Aveți unde să comercializați în perioada asta? Nu. E mai greu. Am început cu varza la Izbiceni, s-a început cu varza. Se vinde doar în centru, așa, doar la atar, din dubă, ca să zic așa, din mașină. Dar nu, încă nu o să vină. Vedeți că și în agricultură e legătura cu fotbalul, varza, că și fotbaliștii, toată lumea. Dacă știi cu varza... Da, unii știu cu varza, cei de la Craiova știu cu mingea, ceea ce mă bucur foarte tare. Deci cei de la Universitatea Craiova chiar știu cu mingea. Am fost acolo, i-am văzut pe primul loc când i-au învins pe cei de la media și așa. Că o să mai vin, să vin mereu. Cum am lipsit, cum se pare că nu a mai fost cum trebuie, dar... Ați avut ceva spectacole anulate în perioada asta? Păi tot, dar ne-a rămas forța de a zâmbi, de a merge mai departe, prietenii sunt prezenți, vorbim, discutăm cu ei. Cred că cel mai grav era dacă s-ar fi oprit să nu putem comunica. Faptul că putem să comunicăm nu este nimic în regulă. Da, nu este în regulă ce se întâmplă. Dar totuși nu suntem încă într-o zonă atât de gravă cu ceea ce se întâmplă pe mapa mondă. Cred că mai se mai uită Dumnezeu și la noi. Bă, ăștia sunt mai sărăcuți, mai lasă-i un pic. Ia mai rare așa din ei. Iar noi, în Oltenia, suntem și mai feriți și glumea cineva. Sper să nu deranjez pe cineva acum. Dom'le, noi am început aici în Oltenia, am avut primul caz de COVID, am avut primul vindecat, chiar și primul mort. Poate s-a terminat cu totul. Văd și chitara lângă dumneavoastră. Ne-ați pregătit ceva? Vreo surpriză? Sunt iubirile vieții, nu pot fi absente niciodată. Universitatea Craiova și cu muzica și cu chitara, cu tot ce se întâmplă, sunt ale noastre până la urmă. Și dacă în momentele astea delicate nici chitara nu ar fi lângă noi, sau familia, sau părinții, sau copiii, atunci ce ar mai rămâne din noi? Cu ce ne-am mai putea hrăni să mergem mai departe? Dar eu sunt optimist, eu sunt un oltean sănătos, sunt țăran sănătos de la Izbiceni și eu cred că vom trece foarte bine peste treaba asta. E greu, sunt momente delicate. Ne pune la încercare viața. O să trecem, sunt convins. Da. Doamne ajută. Nu se poate să nu trecem. Ne-ați pregătit? Ne cântați ceva? Vă cânt pentru că... Da, sigur, vă cânt. Vreau doar să vă aduc înainte de asta... Salut și cu mare drag pe cei care mă ascultă. Să spun că aici de la Izbiceni, ceea ce cânt o parte dintre ascultătorii voștri și nu numai... Au avut o problemă că eu cânt și din piesele lui Neica Tudor Gheorghe, pe care salut respectos. Cânt pentru că am avut șansa să-i fiu elev, să merg cu domnia sa în turneu prin țară, încă de la vârsta de 7-8 ani de zile, după care m-a preluat Gil Dobrică. Nu cred că este nimic rău în faptul că eu cânt poezie de Carianopol,
Virgil Carianu Palmar, Lecuet Oltean, care e de aici, de la Izbiceni, mama lui Atena e de aici, din Izbiceni, deci este absolut în regulă. Dar de data asta mă gândesc la ceva mai, nu știu, cred că mai oltenească decât asta am putea să găsim. Și bineînțeles, n-am cum să nu cânt măcar două, trei strofe, dacă nu tot imnul Craiovei, cu tot dragul, adică așa de suflet. Bă, mi se face dor câteodată să-l cânt, că prea e oltenesc. Și nouă, păi ne cântați acum ceva ce doriți dumneavoastră, mai discutăm și apoi la final cum doriți să încheiați. Nu știu, că se apropie și Paștele. Deci, prima piesă cred că este cea, mă mai încadrez în intrul televizor la voi ca să știu dacă da. Seama de aici. E foarte bine, e foarte perfect. Bine. Stați confortabil. Bun, ia să vedem dacă... E cel mai greu să cânt acasă sau la Izbiceni pentru mine, așa, dar o să merg mai departe. Marie! Marie! Ia să-mi spui tu mie, care floare-n floare noaptea crinului și cu adornului măi. Asta floare, floare noaptea răcoare. Marie, Marie, ia să-mi spui tu mie, care frunză bate vântul când bate frunza plopului, frunza plopului și cu adorului măi. Asta frunză bate vântul când bate. Cam așa ceva. Felicitări. A fost super. Dar... De la ce vârstă? Mă bucur, De la ce vârstă cântați și cine v-a introdus acest microb? Microb pozitiv, pentru că mai vorbi de microbi că așa. Da, mulțumesc. De mic, așa cum spuneam, am avut șansa ca la 7-8 ani de zile să maestru Tudor Gheorghe să aibă o colaborare cu ansamblul folcloric Hora de la Izbiceni, al cărui solist eram la vârsta la 7 ani. Am ascultat și s-a creat un turneu prin toată țara, adică am plecat din Craiova și a făcut în conjurul țării, în Baia Mare, Zalău, ne-am întors pe partea cealaltă. E, după asta m-am întâlnit cu Gil Dobrică, cu Neica Gil Dobrică, pentru că nu mă pot exprima decât așa. Și Neica Gil Dobrică a zis, vină-o bă dreacu încoace la București, că rămâi acolo la tine la Izbiceni și mănânci pălăgen toată viața, vină-o încoace. Și Nenea Gil m-a ajutat, am intrat în lumea studiourilor, lumea muzicii, tocmai de asta îi port un respect extraordinar. Iar eu acum mă aflu la intersecție cu muzica mea. Undeva între intersecția care duce la Neica Tudor Gheorghe și Neica Gil Dobrică. Ce va fi, cum va fi, n-am de unde să știu, că n-am reușit nici până acum să știu exact unde mă pot așeza cu muzica pe care o interpretez. Oricum, de fapt, unde sunteți, unde vă aflați în această... Unde vă aflați în această intersecție, sunteți destul de bine, pentru că cu siguranță sunteți apreciat atât de fanii regretatului Gil Dobrică, dar și de cei ai lui Tudor Gheorghe. Cu tot respectul și cu tot dragul, pentru că până la urmă noi avem, sau cel puțin așa cred eu, că ăștia ai noștri de la țară, așa cum sunt eu, Ion de la Izbiceni, ba, avem datoria asta, ne-a pus Dumnezeu un pic de voce. Hai să ne facem treaba față de toți cei care ne ascultă și să lăsăm cum...
sunt unii așa, ați văzut că unii uită că au coborât de pe scenă, unii cântă așa și după aia uită că au coborât de pe scenă, tot acolo se crede. Nu își dau seama că sunt în viața de zi cu zi, nu? Ceea ce nu este absolut în regulă. Ar fi vreo... Ne agi la așa aici, bă, cântă-ți acolo, vin cu acela. Ar fi vreo... Da, Toni, te ascult, ia zi. E Răzvan, acum s-a apropit. Ar fi vreun meci, da, e cu semnalul. Ar fi vreun meci în care, nu știu, v-ați dori să cântați înaintea lui, adică un meci special, nu, dacă v-ați gândit vreodată, dom'le, aș vrea să cânt înaintea unui meci între Universitatea Craiova și Barcelona, dau un exemplu. Vreau să spun că după experiența trecută când am cântat cu Medias și i-au învins cei de la Universitatea Craiova, pe cei de la Medias, cred că ar fi bine să aleg să cânt în deschiderea fiecărui meci pe care îl face Craiova, numai de dragul de a-i învinge pe toți și asta numai pe locul 1. Pur și simplu. Deci nu. Ați fost un talisman, da, pentru cred Craiova. Că asta... S-a întâmplat să fiu în zonă, cei din staff m-au contactat, mi s-a părut că este o onoare și nu mi s-a părut, a fost o onoare foarte mare pentru mine ca să fiu acolo și mă bucur că... sau cel puțin în accepțiunea mea, cred că am purtat un pic de noroc. Atât cât a fost acolo, ăla care a fost respirația mea și muzica acolo, am fost lângă ai noștri. Cum ar fi să cântați înaintea unui meci decisiv, în ultima etapă, Craiova, Universitatea Craiova, FCSB? Sau CFR? CFR pe primul loc, da. Ascultă-mă, dacă am învins pe cei de la Mediaș care erau zmei, zdrave, așa toți, numai trunchi și ai noștri mărunței și eleganți, oltenii noștri subțirei și eleganți, pe ceilalți nu. Vin când i-am învins și am plecat. Deci cam așa cred că este. Nu. Spuneați că... Sunt un optimist. Spuneați că Gil Dobrică v-a chemat la București. V-ați gândit vreodată să renunțați la izbiceniu drag? Niciodată. Niciodată, pentru că pentru mine izbice nu este centrul universului. Și nu spun doar din poezii și nu fabulez. Eu la izbice m-am născut, sunt în regulă, sunt ok. Aici îmi sunt prietenii, aici am copilăria, aici am părinții, aici am familia, copiii. Pentru ce aș pleca de aici? Să fiu și eu un Ion de la București? Nu. Aici, la izbice, sunt neion al nostru. Adică, iată treaba. Probabil că, odată cu dracul ăsta de pandemie, mulți își vor da seama de treaba asta, că ar trebui să mai stea pe acasă, să-și vadă de ale lor, de fiecare de căsuță la acolo, deci de viața lui. Unii și-au pierdut această notă. Corect, așa este. Da. Așa este. Ați fost acum 3 ani, nu? Sau 4. Ați participat și la emisiunea de la ProTV, la România au talent, și ați ridicat sala în picioare. Da, și ea e o poveste frumoasă, pentru că te rog să mă crezi, e o misiune de talent. Eu faptul că eu cânt, nu cred că este un mare talent. Este o chestie, cânt și îmi place, cânt și trăiesc. Deci nu cred că este... Am și spus celor care m-au rugat, după vreo jumătate de ani de telefoane, am zis, bine, vin, ca totul trebuie, bine, mă, vin. Am plecat dezamăgit, pentru că după ce mi-au dat 4 de da, după cum ați văzut, m-au contactat și mi-au pus niște condiții draconice. Da? Adică, bă, dacă vrei să mai cânti la mâini, care voi? Cine sunteți voi? Eu sunt Ion. Care-i treaba? Deci, când? Și trăiesc. Ce? Pur și simplu. Care e problema? Deci nu. Este altceva. E altă treabă mai delicată pe care sunt convins că o știți cu toți. Cred că anul a câștigat un om care, un bărbat care avea alte orientări decât cele... Emil Rengă. Care eu de la izbice. Da. De lansat pe tot. Să fie sănătos. Probabil a acceptat condițiile. Condițiile, da. Vine Paștele. Doar cu familia îl veți petrece sau mai invitați un prieten, doi, să scape de ochii vigilenței ai poliției? Păi nu. Cu cine ajută că am scăpat de ochii? Păi asta nu înțeleg ai noștri, românii noștri. Cu cine ajută că am scăpat de ochiul vigilent al legii dacă noi venim și ne îmbolăm? Eu am părinți, părinții mei sunt în vârstă, mama 70, tata 78. Mulți înainte, sănătate maximă. Cel care nu mi-aș ierta-o niciodată, nu, stăm acasă, stăm un pic mai restrânși. Nu se moare. E mai bine să stăm așa pașnici, să ne vedem de treaba noastră acasă și după asta să pornim în forță. Eu sunt convins că vom și uita perioada asta foarte repede, cei care nu suntem afectați de treaba asta. Deci acasă. Ne auziți?
Cred că este o mică... Gata. E tot ok acum. Nu știu, este vreun eveniment care v-a rămas în suflet în toată această carieră la care ați participat? Sună cineva și s-a sunat. Sună, probabil că m-au văzut la voi și sună. Da. E părintele de la Suhaia. Deci preotul de la Suhaia. Îl salutăm. Da, este... Este vreun eveniment care v-a rămas la suflet? Da. Nu știu. Vreun concert, eveniment, spectacol? Sunt multe. Sunt norocos pentru că, nefiind așa vizibil, nefiind prezent pe posturile de televiziune, la voi sunt de drag și vreau să vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat. Eu nu pot să, n-am acceptat în viața mea, ca eu, Ion de la Izbiceni, să merg pe posturile de televiziune care sunt șmechere, care așa în termenii lor se dau șmechere și vor să le plătesc eu ca să mă duc să cânt la ei. Niciodată. Nu cânt. Îmi văd de pălăgenii mei la Izbiceni și nu cânt. De asta nu sunt așa toată lumea. Dar de ce nu ești, domne, și pe la Iedmo și pe la Favorit? Păi ce să caut eu la ei când îmi cer 2,5 milioane pe piesă pentru apariție? 250 de lei. Ce vorbim, mă? Deci noi suntem oameni sănătoși la cap. Nu? Adică eu cânt, eu să plătesc. Nu e regulă și atunci nu mă duc. Deci cam așa stau lucrurile cu televiziune. Dar despre evenimente sunt destul de multe plăcute în viața mea și pe care le revăd cu drag. Revin de fiecare dată după spectacol. Uite, acum am avut de sărbători, am avut de Crăciun onoarea să cânt cu un concert cu Orchestra Filarmonică de la Viena. Domnule, eu cred că este un lucru destul de notabil ca eu, Ion de la Izbiceni, fără impresar, fără manager, fără bani dați, fără vrăjeli, să mă aleagă aia pentru voce, să cânt cu ei. Și am avut un turneu pe la Mediaș, la Vâlcea, la... Cred că insistă preotul. Insistă părintele, da. Insistă părintele. Da. Este un moment de destul de frumos pentru mine să ajung să cânt cu o parte din Orchestra Filarmonică de la Viena în turneu în România. Ceea ce a trecut neobservat, pentru că, bineînțeles, presa n-a observat asta. Presa a observat cine știe ce bazaconie pe aici din zonă. Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și faceți. Am văzut, apropo de astfel de evenimente, ați cântat imnul României la deschiderea campionatului mondial de lupte pentru juniori. Da, am avut onoarea să fiu invitat. V-am dat o probă de sunet, de voce, am fost ales să cânt, am interpretat și... Din nou preotul. Și din nou a sunat... Nu înțelege că e de... Mă auziți? Da, vă auzim. Insistă preotul. Păi da, dar și când sună un părinte la cel de sus, nici el nu răspunde din prima. Eu sunt popa, nu sunt popă. Am înțeles. Ne apropiem și de finalul intervenției noastre, ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paște, suntem în Săptămâna Mare. Vă rog, un mesaj către toți cei care vă cunosc, cei care se uită la noi, probabil vor vedea înregistrarea acestei emisiuni. Cum stăm cu timpul, Toni? 2-3 minute sau ca să știu cum... 5 minute, putem 5 minute și cu cânte cu tot. Cu cânte cu tot. Deci mesajul meu este o povestioară foarte elegantă, vă spun în scurt, dar... Vă rog. Cred că o știu. Putem și mai mult, dar să nu mai sune părintele. Putem și mai mult de 5 minute, dar să nu mai sune părintele, că iar se întrerupe. Păstrând umorul nostru oltenesc, bă, când te caută popa, e bine. Așa că, eu n-am văzut popa până acum. Dar poate știindu-l pe părintele este un timp absolut ok de la Suhaia. Haideți să vă spun treaba asta cu povestioarea care mi-a rămas în cap și care cred că are legătură cu ce am vorbit în seara asta și cu situația în care se află țara noastră la momentul ăsta. Este vorba de undeva la o margine de sat aici la noi, în zona Oltenii, undeva în zona Izbicenului, locuia un bătrân. O să vedeți cât de elegantă este. Nu este lungă, este exact ce trebuie. Vă rog. La un moment dat vine un tânăr, se oprește la bătrân și îi spune: bună ziua, moșule! Bună ziua, mei, că să trăiești! Cum sunt oamenii la tine aici în sat? La Izbicen, să spunem, dar exemplu. Da. Și bătrânul îi spune: da, de unde vii tu, cum erau oamenii? Zice: păi de unde vin eu, oamenii erau egoiști, erau răi, erau supărăcioși. Așa sunt și oamenii ăștia de aici. La câteva zile trece un alt tânăr și: bă, neică, cum sunt la voi oamenii în satul ăsta? Tu de unde vii, cum erau oamenii de unde vii tu?
erau buni la suflet, erau iubitori, erau drăgăstoși, erau, te ajutau pentru fiecare, tot ceea ce făceai. Așa sunt și oamenii de aici, de la noi, de la Izbiceni. La un moment dat, unul care ascultase discuția cu caprele pășanți, primă, moșule, îți e rușine să dai același răspuns la două întrebări dintre astea. Cum se explică faptul că ai răspuns? În două feluri, și îi spune bătrânul. Băi, fiecare ce poartă în el, aia găsește. Dacă acolo de unde vine el a găsit doar partea rea, aici va găsi doar oamenii răi. Ăla care a găsit prieteni acolo, va găsi și aici, la Izbiceni. Așa că, până la urmă, suntem toți ceea ce purtăm în noi. Sau ceea ce vrem noi să fim. Dacă vrem să fim buni, vom găsi oameni buni peste tot. În România și peste tot pe mapa mondială. Cam atâta este povestea. Nu mă pricep la poveste. Mai bine cu cântat. Corect. Nu, a fost foarte, foarte bună. Adică, cei care purtăm în suflet, dacă vrem să purtăm binele, purtăm binele. Dacă nu, îl găsește. Evident. Da, Toni, te aud. Ce ne-ați mai pregătit? Ce ne mai... Și încheiem cu acele strofe din imn. Așa încheiem emisiunea, dar poate mai aveți o altă melodie pregătită. Păi chiar dacă, uite, mă repet, Virgil Carianopol a locuit la Izbiceni, aici la mine, la câteva case. Mama lui, Atena Carianopol, care este aici la Izbiceni, deci nu pot să nu cânt din Carianopol, chiar dacă ceilalți se supără că... Nu e nimic rău în faptul că un om mai cântă muzica lui Tudor Gheorghe. Chiar nu e, nu cred că este ceva în regulă în a cânta. Ce? Unde n-am cântat noi din România de 30 de ani și doar piese de astea? Uite, cânte coltenesc. Ăla cu ai noștri, cu Oltenia, cu... Ah. Mui că noi suntem una ca frunză lucind pe ram. Dacă n-avem și de soi, trăgeam oltul mai la noi. Cerul cât de înflorit de la noi s-a împodobit din ștergarul nostru anat. Curcubeu lui Vărga după pâinea înțestelată, iar sprinceana-i măiastră, după cobilița noastră, stelelor, ca să lucească, le-am dat ea oltenească, găloșca lui cu puigoi. Este cloța de la noi. Muica, suntem neam de piatră, că vorba despre vatră, suntem cu de vrâncoveni, de panduri și de jieni. Dacă ne avem unți, un sân, îi scoteam și din pământ, Dunăre dacă n-aveam, și un Dunăre făceam. Și tot trăiam, așa că... Se aud aplauze. Cine este alături de dumneavoastră acum? Sunt fetițele acelea lângă mine. Bă, tată, te-a apucat să gândi muică prin casă. Da, tată, să mai întâmplă și așa ceva. Felicitări. Dacă ele puteți chema lângă dumneavoastră și să vă ajute acum pe final de emisiune la cele două, trei strofe despre Universitatea Creava. Dacă sunt de acord și ele. Rămâne la aprecierea. Sunt la pijama. Știi cum sunt copii la scutece, la pijamale? Știu. Dar așa o trecere de gândoasă, să dacă mai pace, dați cu nasul pe aici un pic. Așa că, când uite pe aici așa, doar să salutăm, iată ce stângă, dreapă, dar salutăm, ia. Bună! Salutăriți! Un Paște fericit. Bună. Și vouă. Bună. Și familiei tuturor! Mulțumim! Mulțumim și să aveți grijă. Bun, de tati! Revenim la imnul nostru, vezi, ca dovadă că suntem acasă la pijamale, deci nu e de... Niște români, așa trebuie să facem. Stăm până trece drăcia asta. Deci, cu tot sufletul și cu tot dragul pentru cei care sunt din Oltenia și nu numai, dă-i bucurie la lavură în parte, în unele duminici pe la nunți,
Suntem oftei pe viață și pe moarte. Suntem oftei, adică suntem morți. Oros ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim dintre români cei mai fierbinți, din Gor și până-n Dolci și până-n Vâlcea, și până-n Olt și până-n Mehedinți. Oltenia eterna, terra nova, e un cânt de care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, campioana unei mari iubit. La tricolorul românesc se închină și face legământ în luptă azi. Oltenia, provincie latină, al lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenie, pandure, al lui Tudor și al lui Arghezi și atâtor duși. Oltenia celui mai mare scultor al omenirii, Constantin Brâncuș. Oltenia eterna, terra nova, e un cânt pe care astăzi-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubit. Salut frater Moldova, Bucovina, satul frater Ardeal și Tubana, Muntenie și Dobrăge senină și Maramureș neîngenunchiat. Priviți această sacăr frumusețe, Oltenia, pământ cu oameni buni și punct pedepsitor de cinci județe, că ușa palmei vechilor străbuni. Oltenia eterna, terra nova, e un cânt pe care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unii mari iubit. Oltenie suntem în matca noastră, Oltenia a fost și așa mereu vom fi. Iar flamura roșie, galbenă, albastră se oglindește bine și în jin. Tot ce-am văzut noi am făcut cu trână și nu trăim din milă și pomeni spre binele acestei țări asudă și seminția noastră de Olteni. Oltenia eterna, terra nova, e un cânt de care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubit. Felicitări, vă mulțumim, vă mulțumim, mulțumim din suflet. Cu drag vă pup din suflet. Domnule Popa. Ori trece vremurile și nu-mi vedea acolo cu toți așa cum ne stă bine. Cu siguranță. Noi vom veni la Izbiceni, dumneavoastră să veniți aici la Craiova și... La noi în platou, de ce nu? Și în platou... Cu drag, suntem colea. Răzvane, ce faci mă tinere? Că am auzit că ești mai tinerel ca mine. Da, sunt cam tinerel așa pe la 20 de ani. 21, mă rog, 22. Mulți înainte, Răzvane. Mulțumesc la toată lumea. Eu am făcut 21 de ani, aveam de două ori vârsta ta, așa că sunt de seamă că e istorică. Mulți înainte. Nu sunteți. Domnule Popa, vă mulțumim. Un mesaj, vă rog frumos, pentru toți cunoscuții acum de Paște. Sărbători fericite, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. Pur și simplu. Să fiți sănătoși și vă pup cu drag. Și noi, de asemenea, vă mulțumim din suflet. O seară frumoasă, Paște liniștit. Dumneavoastră și întregii familii. Seara sănătate. Multă sănătate. Ne vedem cu bine. Vă pup. Așa să fie. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumim Ion Popa. Iată, în săptămâna mare, domnul Popa a acceptat invitația noastră și a rămas alături puțin, de noi. Ne-am veselit în această săptămână. Ne lipsesc aceste melodii din sălile de concert, de pe stadion, de oriunde. De oriunde și acasă când stai să asculti, parcă nu e același lucru. Cum l-am auzit acum pe maestru Ion Popa, a fost altceva. Cum spuneam, este săptămâna patimilor atât ca din punct de vedere religios, ceea ce a pățit Mântuitorul nostru, dar și noi suntem într-o perioadă a patimilor, că nu e doar o săptămână și sperăm să trecem cu toții peste această criză. Noi le vom ura un Paște fericit joi, pentru că o să ne întâlnim din nou cu tine la pupitru. La ora
7, cum știm, Activ Arena, da. Dar până să încheiem cu totul, vă invit și pe site-ul ziarului Lupa, pentru că avem câteva articole interesante, un interviu și chiar pe prima pagină a ziarului. La mulți ani. La mulți ani și pentru Andrei Coate Nicolaescu, Copăcel, da. Avem și un, lui Petrișor Albu, și lui, și el își serbează ziua, da. Adică oameni din lumea sportului. Vă urăm la mulți ani și, bineînțeles, dumneavoastră vă invităm să intrați pe site-ul ziarului Lupa și joi la ora 7 ne revedem aici în platoul Oltenia TV. Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc colegilor din regia de emisie, vă mulțumesc și dumneavoastră că și de această dată ați rămas cu ochii pe noi. Rămâneți cu programele Oltenia, seară frumoasă și multă, multă sănătate!